Hei, salut, sunt Ilie, astăzi eu îți filmez provocări nebune 27. Am creat o bătălie pe bătălii.com și acolo v-am întrebat ce doriți că eu îți postez astăzi, joi. Un challenge sau provocări nebune? Și desigur că voi ați ales provocări nebune, pentru că noi suntem nebuni și vrem provocări nebune. Așa că astăzi noi să facem provocări nebune. Dar înainte de asta vreau să spun ceva foarte, foarte, foarte super. Eu o să fac un giveaway, adică eu o să vă dau vouă ceva foarte superb. În acest giveaway eu o să am niște premii foarte, foarte șmechere pentru voi. În acest giveaway o să fie 9 locuri și 3 premii foarte superbe. Locul 1, 2 și 3 ați câștigi câte un iPhone 6S, locul 4, 5 și 6 ați câștigi câte un hoverboard și locul 7, 8, 9 ați câștigi un GoPro 4 care filmează 4K. Acest concurs o să dureze 2 luni, deci astăzi este 12 mai și concursul o să termine pe 12 iulie. Cel mai super lucru este că dacă tu acum te înregistrezi la următoarele concursuri care eu le fac tot cu premii superbe, tu n-ați trebuiască să faci nimic. Așa că du-te, înregistrează-te și participă la acest concurs și nu rata șansa de a câștiga un iPhone 6S, un hoverboard sau GoPro 4. Ca să intri în acest concurs este foarte ușor, haideți eu să vă arăt ce trebuie să faci ca să intri în acest concurs. Deci la episodul ăsta, provocări nebune 27, în descriere ați găsiți un link. Aici este provocări nebune 27, vă duceți mai jos și aici este descrierea, ca asta care o vedeți, asta e descrierea. Apăsați pe show more și aici îți vă apare un link, aici scrie câștigă un iPhone, hoverboard, GoPro 4, Hero 4. Este foarte important să intrați de pe acest link pentru că așa eu o să văd câte persoane au intrat pe site și dacă se vor înregistra 50.000 de persoane în următorul giveaway, eu o să am premii și mășmechere. Deci apăsați pe linkul ăsta și o să deschid website-ul ăsta. Vă duceți aici în colț și apăsați create account. E foarte important să apăsați pe personal. Deci apăsăm pe personal. Acum apăsăm create account și aici punem numele. Ilie Bivol. Aici poți să te înregistrezi de la 18 ani în sus, dar dacă ai 10 ani tot poți să te înregistrezi, doar pune de exemplu 1994 și tot o să fie fain. Hai să alegem luna 11 și data 19. Dacă te înregistrezi din România, aici se arăte România. Dacă te registrezi, de exemplu, din Canada, aici se arăt Canada. Dacă din Franța, se arăt flagul Franței. Aici scriem adresa noastră poștală, e-mail. Eu o să scriu pe mail.com și alegem o parolă. Și pe urmă apăsăm pe butonul ăsta și o să fie verde. Și după aia apăsăm pe I'm not a robot. Asta înseamnă că nu sunt un robot. Mergem mai înainte. Acum trebuie să introducem numărul nostru de telefon. Apăsăm mai departe, inducem mai departe. Și pe telefonul nostru o să vină un cod. Acum trebuie să vină un cod. Deci codul ăsta care a venit de la BitGold, îl introducem aici, 8160. Și mergem mai departe. Ultimul pas este să scriem adresa noastră poștală. Rumușica 8-1. Aici nu trebuie scris nimic. State, asta statul, de exemplu, dacă aici se scrie România și tu ești din București, scrie București. Dar eu sunt din Moldova și trăiesc în Chișinău, eu scriu Chișinău, orașul Chișinău. Codul poștal din Chișinău este 2002. Fiecare oraș are câte un cod poștal. Dacă nu știi codul tău poștal, du-te pe google.com și acolo scrie București, cod poștal. Și Google asta arăte care e codul tău poștal. Deci apăsăm mai departe butonul ăsta și voila! Contul meu este creat! Și acum apăsăm Access Valid și gata. Este important să vă duceți în e-mailul vostru și să verificați e-mailul vostru. Deci punem verify your email. Câștigătorii eu o să-i aleg prin random.org. Pe 12 iulie eu o să fac un video live pe YouTube și o să alegem câștigătorii. Hai acum să trecem la provocare. Te provoc să bagi un ou în gură și să-l spargi. Deci avem aici un ou și acum să-l bag în gură și să-l sparg. Dar mai întâi trebuie să-l spăl. Spălăm ou frumușel. Avem aici un ou spălat și acum îl spargem cu gura. Bun, asta a fost ușor, încă o dată trebuie încercat. A doilea ou. Asta e mai mare. Nu-mi cape. Fui, grețos o leacă. Dar unde se arunc? Aruncăm la gând. Și acolo. Ilie, bea Coca-Cola cu capul în jos. Avem aici Coca-Cola și avem aici o trubă de care eu o să mă agăț și o să beau Coca-Cola cu capul în jos. Cum o să fac? Picioarele. Dar stai, telefonul, uite-te și aveți cad iPhone-ul. Și trebuie să mă sun cumva. Nu, e periculos așa. Băi, pot să cad. Hai, dă Coca-Cola. Oh my god! E greu! Stai leacă, eu știu cum. E greu, gata. Stai. Păi, stai. Oh my god, e greu. Doamne, și greu. Mi-a venit tot mâncarea aici acum. S-a adunat tot aici. Mission completed, am băut apă. Am băut Coca-Cola cu capul în jos. Fabi iar spune că provocarea asta este foarte ușoară. Deci Fabi, hai tu, hai să încerci acum. Păi să o faci și o să vedem. Azi zicem cât e de ușoară provocarea asta. Hai, e sticla. Hai, eram, e tot așa eram.
Aia mea, deșeam cu capul în jos, tu ridiceam un cap, băietul. Nu, așa că e greu. Nu știu, e ușor, Fabi? Foarte ușor, da? Du deja. Nu, gata, nu știu mai, e gata. O gumă vrei? Te provoc să mănânci două pachete de gumă deodată, adaugă și muștar. Hai să facem și provocarea asta. Avem aici două pachete de gumă, deci avem gumă de asta, este foarte superbă. Și a să o deschidem. Dar nu știu cum deschidem, cam greu să deschide. Dar și așa greu să deschide guma asta. Guma asta este foarte interesantă. Mai avem așa cum pachet. Mai facem. Ok, să încam și guma asta. Așa e pachet. Eu știu că-s murdar pe față. Fabi, dă-o la mâna ta. Bă. Am amestecat guma un pic în gura mea. Asta am nevoie de asta 100%. Avem aici muștar. Da, da. Încă foarte... Apă. Fu, să nu mai menționez că este și grețos. Fu. Înainte să fac provocări nebune, eu foarte tare iubeam muștarul, dar acum nu-l suport. Gata, am făcut și provocarea asta. Trecem la următoarea provocare. Te provoc să bagi capul lui Junior în gura ta. Baftă. Junior, mi-a spus să-ți bag capul în gura mea. Ok, hai să încercăm. Junior, gata, stai. Stai gata. Junior meu. Eu iubesc foarte tare pe Junior. Junior este un membru nou în familia mea. Hai să trecem la următoarea provocare. Următoarea provocare este foarte interesantă. Te provoc să cumperi un torch și să o feliciți pe Katie Black cu 100.000 de abonați. Aici au scris 100 de abonați, dar cred că au avut în vedere 100.000 de abonați. Deci sora mea Kate ieri a ajuns la 100.000 de abonați și noi astăzi a să o felicităm pe dânsa cu 100.000 de abonați și a să-i cumpărăm un torch și asta să fie foarte super. Deci noi să cumpărăm tortul pentru Katie Black, ea nu știe de provocarea asta și a să fie foarte, foarte super. Costel! Costel, ia că vine tort lui Cate, am găsit aici. Care e cel mai super tort? De așa la care ți-am dat eu ți-am fa- nu, care eu ți-am fotografiat când ți-am dat în față. 1, 0, 0, 0, 0. Wow, 100 de mii să facem, așa? Da. Costel, genială idee, bravo. Noi am cumpărat tortul, acest tort el este de ciocolată, da? Și am cumpărat aici lumânări, 100 de mii. Hai să-i facem surpriză lui Cate. Și acum scoatem, acum să punem numerele astea pe tort. 100 și o să facem un rotund pentru că el nas în cap aici. Wow! Ce fain, nu-i? Katia? Katia? Au! Salut, ce faci? Eu stau în cameră, tu? Katia, vin până jos, repede, și au venit niște admiratori, vrei să te vadă. Vin încoa? Ok, hai! Hai, vin repede. Hai! Katia vine și noi am ușit spune Happy birthday to you! Katia, salut! La mulți ani! 200.000 de abonați! 200! De grabă 200.000! Ești fericită? Mulțumesc foarte, da, mersi, de unde sunt admiratorii? Iată, noi suntem toți aici. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday dear Katia! Happy birthday to you! Sunt de mii de abonați, Katia, cu plăcere! Mulțumesc! Noi te iubim foarte mult, te iubim foarte mult! Din tot sufletul îți doresc succes pe YouTube, la mai mulți abonați și treabă bună și să fie așa cum ești acum, pentru că ești superbă. Da, mult succes și străiești. Și trăiești, da, să-mi acum îndeplinește dorințe. Hai, suflă lumânările. Hai. Happy birthday. Hai, pa. 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 Te provoc să sari 3 metri cu un ou în gură. Baftă! Trebuie să fac 3 pași și să fii 3 metri. 1, 2, 3. Deci până aici să fii 3 metri. Încă o dată, nu s-a primit. Pot doar gura, stai. Încă un pic. N-am putut. S-a format ouă. A, până aici, ok. N-am sărit 3 metri, dar am sărit. Ilie, ține-o pe Mac și pe Junior în brațe să vedem dacă se împac bine. Aici o am pe Mac, ea este fetiță. Și aici este Junior. Junior, vine cu aia. Junior! Vine cu aia. Și hai să vedem dacă ei se împacă bine. Mac?
Mac. Mac, este Junior. Ei, nu se împac prea bine, dar asta îmi place. Iar pe ambii iubesc foarte mult. Mac. Mac este foarte, foarte geloasă, foarte geloasă. Am făcut și provocarea asta, hai să trecem la următoare provocare. Te provoc să ne arăți câte Coca-Cola poți să bei într-un minut. Succes! Avem aici Coca-Cola și acum ați vărăt câte Coca-Cola poți să bei într-un minut. Costel, fratele meu, o să pună timerul ca să fie mai ușor. Hai, Costel, ești gata? 1, 2, 3, poți spune asta. Gazele astea. Voi, blind. Da, oameni, departe. Cât mai este? O, băi, nu mai... Nu mai podeam. Hai, tăi. Și văd că e băut. Băi... Dar nu, gazele s-au oprit în gâtul meu. Fu, gata. Stai. Aproape jumate. 5, 4, 3, 2, 1... Gata. Ok, e mai greu decât pare, serios. Ia bietuleca. E mai greu, așa? Costel, așa că e greu. Te provoc să cauți niște bagabonzi și să-i servești cu pizza. Asta e o provocare foarte bună. Hai să hrănim niște bagabonzi. Let's go. Mă duc acum să cumpăr o pizza și să hrănim bagabonzii cu Fabi. Fabi se hrănește pe dânsul. Se întreține. Am comandat 5 pizza rancio și acum le aștept să le aducă. Au venit aici 5 pizze. Aici este un loc foarte fain unde stau bagabonzi. Ia că aici trebuie să fie, dar nu sunt. Ia că de obicei stau aici culcați, dar când trebuie nu sunt, când nu trebuie sunt. Opa, n-am găsit. Bună seara. Vei foame? Da. Da? Seo, super. Pizza. Apă 3. Na, una. Da? Să dăm cu una. Eu și vadător, oricum. Nu, 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 poftim. Doamne. Și dumneavoastră pizza. Hai, țineți o pizza. Nu, punem așa. 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 Da, seară bună, poftă bună. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Bătie. Deci poftă bună, străiți și Hristos a înviat. Da, adevărat. O seară bună. Seară bună. La revedere. Bagabonzii cred că s-au dus toți acasă, nu mai erau pe aici prin parcul ăsta și am dat pizza la niște oameni bătrâni. Super! Hei, cam atât pe azi, sper că v-a plăcut acest episod cu provocări de bune. Neapărat, duceți-vă în descriere, înregistrați-vă la concurs și eu vă urez baftă. Și dacă tu participi în concurs, neapărat distribui acest video mai departe. Cu voi a fost Ilie și noi să ne vedem foarte curând. Pa, pa!